că de fiecare dată, după cum ne-am obișnuit, la preluarea mandatului, miniștrii vin cu tot felul de promisiuni și programe pe care spun că le vor respecta și vor încerca să le pună în practică încă din primele luni de conducere, totul spre binele românilor, deși nu dispun de toate datele problemei. Același lucru s-a întâmplat și la Ministerul Sănătății, unde ministrul Florian Bodog promite tratamente inovative pentru românii. În același timp se vorbește despre o ieftinire a medicamentelor, fapt care îi va afecta pe producătorii de medicamente. Această hotărâre aduce în actualitate lista de medicamente compensate prin introducerea, v-am auzit spunând, 12 molecule. Într-adevăr, așa era în transparență decizională, 12 molecule. De fapt, vor intra 13 urmarea consultărilor publice pe care le-am avut, pentru că una dintre molecule nu a fost inclusă pe listă, deci 13 molecule. Și introducând aceste medicamente noi, medicamente la care pacienții din România până la acest moment nu au avut acces pe lista de compensate, introducând aceste medicamente, practic înlesnim accesul populației la medicamente. Vreau să precizez din start pentru telespectatorii dumneavoastră și pentru ascultătorii dumneavoastră și pentru toți pacienții practic din România, acest ordin va fi revizuit ori de câte ori va fi nevoie pentru a aduce medicamente noi și la îndemâna pacienților din România. Nu este interesul guvernului să ieftinim medicamentele și să dispară de pe piață sau să plece la export paralel, a spus Florian Bodog, ministrul Sănătății, în cadrul unei declarații făcute zilele trecute. Declarația contravine celei făcute de Liviu Dragnea anul trecut, care a spus că este o minciună că ieftinirea unor medicamente ar conduce la scoaterea lor de pe piața românească. Cu toate acestea, însă, în cadrul interviului de la MDI TV, ministrul Sănătății vorbește despre faptul că nu a fost înțeles corect. Declarația mea a fost denaturată. Am spus că nu este în interesul guvernului ca urmare a ieftinirii să dispară medicamente de pe piață. Aceasta a fost declarația mea și mi-o mențin. Ăsta este motivul pentru care suntem în discuții cu toate asociațiile producătorilor, importatorilor de medicamente, pentru a găsi cea mai bună cale de a aplica această prevedere legală, care deja este în transparență decizională pe site-ul Ministerului Sănătății și pentru care se și organizează o dezbatere publică, dacă nu mă înșel, vineri. Vasile Barbu, președintele Asociației pentru Protecția Pacienților din România, speră că toate aceste noi promisiuni făcute în ultimele zile de ministrul Sănătății să ajungă să fie puse și în practică. Românii s-au săturat să audă doar promisiuni și în timp să vadă că nimic nu se face în interesul lor. Din păcate, însă, privind bugetul alocat sănătății și dorințele ministrului, noi știm foarte bine că multe dintre ele nu se vor putea realiza așa cum ne dorim cu toții. Trebuie să vă spun că da, toată lumea vrea, mă bucur că în sfârșit se deschide la Ministerul Sănătății și dorința de a rezolva și dorința de a insista pe rezolvarea acestor probleme foarte importante. Au fost oameni care au murit până acum, au mai fost miniștri, trebuie să care așa au dorit același lucru și din ultimele, cel puțin ultimele guverne, am avut cam aceleași discuții, toți miniștrii și-au dorit. Acum, din păcate, miniștrii nu au fost susținuți de clasa politică în general și nu au fost susținuți foarte bine de cei numărul 1, 2, 3 din partid, care la un moment dat au promis în campania electorală, după care și-au luat mâna chiar de pe miniștri. Sistemul sanitar românesc se confruntă cu o serie întreagă de probleme care parcă nu își vor găsi rezolvare. Promisiunile curg pe bandă rulantă, însă nu se știe câte dintre ele vor fi și concretizate.